Zisa Domnul ucenicilor săi: Cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine, și cine se leapădă de voi, se leapădă de mine, iar cine se leapădă de mine, se leapădă de cel care m-a trimis pe mine. Iar cei 70 s-au întors cu bucurie, zicând: Doamne, și diavolii se pleacă nouă în numele Tău. Atunci Iisus le-a răspuns: Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpi și peste toată puterea vrășmașului, și nimic nu vă va putea vătăma. Însă nu vă bucurați de aceasta, căci duhurile se pleacă vouă, și vă bucurați mai ales pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu Duhul și a zis: Te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului. Ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, căci așa a fost înaintea ta, bunăvoința ta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În luna a noua, în ziua a opta, a rânduit Sfânta Biserică să îi cinstim pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Prin nouă ne gândim la cele nouă cete îngerești, iar prin opt iubiți credincioși, ne gândim la împărăția celor, la ziua a opta, la viața veșnică. Dar iată că bunul Dumnezeu, care a creat cerul și pământul, prin cer, gândindu-ne la lumea îngerească, iar prin pământ, la lumea materială, la tot universul creat, bunul Dumnezeu i-a așezat pe îngeri, pe cete îngerești, trei triade, iubiți credincioși, de câte trei cherubini, serafini, tronuri, domnii, stăpânii, puteri, arhangeli, îngeri. Iar ceata cea mai de jos se ocupă cu susținerea, cu ajutorul oamenilor. Cherubini și serafini cântă și slavoslovesc și laudă pe Dumnezeu, roind în jurul tronului Sfinte Treimi, Sfânt, 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 Domnul Savaot. Dar după căderea omului în păcat, iată că îngerii au primit o misiune nouă, aceea de a-i ajuta pe oameni să ajungă la cunoașterea voii lui Dumnezeu, la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să-și ducă lupta duhovnicească după voia lui Dumnezeu cea sfântă, se protejeze de duhurile cele necurate. Iată, apostolul a fost trimis să propovăduiască. I s-a dat har, i s-a dat putere. Și toți cei care ascultau de apostol, ascultau de fapt de Dumnezeu. Și cine ascultau de apostol și de ucenicii apostolilor care predicau cuvântul adevărului, nu ascultau de cuvântul Dumnezeu. Pentru că ascultarea este mai mare decât toate și decât rugăciunea. Cine n-a ascultat a căzut din cer, din oștile îngerești, devenind diavol întunecat, iar cine a ascultat a rămas în har, la porunca Sfântului Arhanghel și la strigătul lui Mihail, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. De aceea, Domnul spune clar, cine vă ascultă pe voi, ascultă de mine. Cine ascultă de mine, ascultă de cel care m-a trimis pe mine, de Tatăl cel Ceresc. De aceea, când se spune în Tatăl nostru, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, este vorba, iubiți credincioși, de principiul armoniei universale, care este ascultarea, toți ascultând de voia lui Dumnezeu cea sfântă, îngeri și oameni. Dar iată, Mântuitorul Iisus Hristos spune despre cel care a cârtit, s-a împotrivit și nu a ascultat de Satana cel întunecat, care a tras după el
o treime din stelele cerului, aceștia devenind șerpi, scorpii și căpetenii. Iată că spune Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus le-a răspuns când aceștia s-au bucurat cu bucurie mare după ce s-au întors la propovăduire zicând: Doamne, și diavolii se pleacă nouă în numele Tău. S-au bucurat apostolii biscredincioși că au putere și stăpânire să se plece diavolii în numele lui Hristos. Și Domnul nu le îngăduie această bucurie. De aceea nu vă bucurați de ceea ce nu trebuie să vă bucurați când câștigați, când stăpâniți, când aveți putere pe pământ. Pentru că au fost alții mai puternici decât cei care stăpânesc pământul, cei care erau apostoli și stăpâneau asupra duhurilor necurate. Și Domnul le-a spus: nici această bucurie nu vă este vouă îngăduită, pentru că și aceasta este trecătoare. Ci bucurați-vă pentru cele importante. Bucurați-vă că numele voastre s-au înscris în ceruri. Nu vă bucurați pentru niște biscredincioși victorii pe pământ. Nu vă bucurați pentru niște momente de împlinire pe pământ. Ci bucurați-vă că numele vostru s-a înscris în ceruri. Vă dați seama la ce nivel i-a ridicat Mântuitorul pe apostol. Și nu vă întristați pentru lucrurile trecătoare. Nu vă întristați că pierdeți una sau alta, ci să vă întristați dacă pierdeți harul, să vă întristați dacă pierdeți demnitatea de creștin prin erezie și alte cele, să vă întristați cumplit dacă nu se face voia lui Dumnezeu în voi. Deci există o singură bucurie să se facă voia Domnului până când se înscriu numele noastre în ceruri și există o singură întristare, întristarea pentru păcatul pe care l-am făcut, care ne desparte de Dumnezeu. Restul sunt bucurii și întristări trecătoare de care trebuie să ne detașăm. Atunci Iisus le-a răspuns: voi vă bucurați că stăpâniți peste niște duhuri necurate. Dar eu vă spun vouă că l-am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Cum adică eu l-am văzut pe Satana? Pentru că Iisus Hristos, Dumnezeu și om adevărat, era mai înainte de Moise, mai înainte de Avraam, mai înainte de David, era mai înainte de facerea cerului și a pământului, mai înainte de a fi create toate oștile îngerești, pentru că tocmai prin el toate s-au făcut și prin puterea cuvântului său, el fiind cuvântul și Fiul lui Dumnezeu. Deci el, iubiți credincioși, Iisus Hristos este persoana a doua Sfintei Treimi, este persoana și Fiul și Cuvântul Dumnezeu prin care toate s-au întemeiat și îngerii s-au creat, de el nu au ascultat, împotriva lui s-au luptat și iată că au căzut din înger în demon întunecat. De aceea, iubiți credincioși, iată că Domnul le-a spus clar: nu vă bucurați de acestea că duhurile se pleacă vouă. Nu vă bucurați când vă duceți în extreme pe roșu și pe albastru într-un balans demonic, gândind că uite, au pierdut albaștri și au câștigat roșii. Nu vă bucurați că a scăpat de una și a dat de alta, pentru că fiul acela îndrăcit cădea când în foc pe roșu, când în albastru, în apă. Dar nu vă bucurați de aceste mișcări, ci să vă bucurați de o pocăință sinceră, voi creștini ortodoși. Să vă bucurați de o clipă de har, să vă bucurați în clipa în care inima simte că face voia lui Dumnezeu. Asta este adevărata bucurie și veselie, când inima creștinului s-a umplut de Duhul Sfânt și s-a împărtășit cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine. Nu vă mai lăsați mintea să cadă în bucurii trecătoare, în biruințe ieftine pe pământ, pentru că Satana între stânga și dreapta vă va păcăli o viață întreagă și când te trezești, dai față în față cu realitatea, cu îngerul tău păzitor pe care l-ai ignorat o viață, cu oștile cerești la care nu ai apelat niciodată și cu Domnul puterilor, cu Stăpânul Universului, cu Mântuitorul Iisus Hristos, în care nu ai crezut, de care te-ai lepădat sau ai crezut așa superficial și tu ai dat toată inima ta demonilor întunecați. Și nu numai că ești stăpânit, ci ai fost stăpânit de ei. Și Domnul, iată, iubiți credincioși, în ceasul acela, s-a bucurat cu Duhul și a zis: te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului,
că ai ascultat acestea, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, căci așa a fost înaintea ta bună voința ta și nu îngăduința ta. Ai arătat acestea celor curați cu inima, celor nevinovați la suflet, cei cu conștiința curată și le-ai ascuns de cei deștepți, pricepuți și înțelepți în ochii lumii. Aceștia, iubiți credincioși, sunt niște rătăciți, nebuni, neștiutori în fața lui Dumnezeu, iar adevărații înțelepți și cunoscători sunt cei curați cu inima și sărași cu Duhul, care cresc din putere în putere, din fericire în fericire, până la iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu. Creștinii ortodoxi trebuie să facă în continuu acest exercițiu al minții și al inimii, să se ducă cu mintea în inimă, să vadă idealul cel mare, să se centreze pe iubirea lui Dumnezeu și pe voia lui Dumnezeu cea sfântă. Dar ca să facem voia lui Dumnezeu, iubiți credincioși, iată că de la botez Domnul ne-a dăruit înger păzitor. Și îngerul nostru păzitor este doar unul din oastea cea mare a îngerilor, a arhanghelilor, oastea cea mare care are căpetenie pe Mihail și pe Gavril și mai presus decât ei toate oștile îngerești, miliarde de miliarde de miliarde de îngeri slăvesc pe Dumnezeu și ne ajută pe noi în lupta duhovnicească doar să vrem, doar să ascultăm, iubiți credincioși. De la botez, creștinul ortodox și doar el primește nume care poate să fie scris în cer. Nimeni cine, care nu a primit nume în cristelniță, în botez, nu are un nume valid pentru împărăția cerurilor. N-ai nume, nu ai rostuire pentru împărățire în viața duhovnicească și doar cei botezați primesc înger păzitor. Un înger păzitor, iubiți credincioși, pentru fiecare suflet, iar păgânii au câte un înger pentru un neam, pentru o țară, pentru un ținut care să-i protejeze din mila și bunătatea lui Dumnezeu. Deci vă dați seama ce binecuvântare au creștinii ortodoși în botezul cel adevărat, în biserica cea adevărată, în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Și care este rostul îngerului? E acela de a ne transmite nouă, de a ne vesti nouă în continuu, voia lui Dumnezeu cea sfântă, glasul lui Dumnezeu în conștiință. Și prin conștiință, iubiți credincioși, noi rămânem în conexiune cu Sfânta Trăime. Rămânem în legătură și în voie sfântă cu toate oștile îngerești. Prin conștiință și prin faptul că eu fac într-un lucru mic acum, ascultare, îmi tai voia și fac voia lui Dumnezeu cea sfântă, prin conștiință, prin Scripturi sau prin mai marele meu, iată că eu intru într-o armonie cu toți cei care fac voia lui Dumnezeu pe pământ și în cer și aceasta este biserica cea sfântă. Pentru că mama mea și frații mei și biserica adevărată sunt toți cei care fac voia lui Dumnezeu cea sfântă. Și voia lui Dumnezeu aflăm în, iubiți credincioși, în Evanghelia propovăduită nouă de Mântuitorul Iisus Hristos, de Domnul oștirilor. Și iată că se spune că nimeni n-are voie să schimbe o iotă sau o cită din Scriptură. Nici înger din cer, dacă ar veni să vă vestească vouă altă Evanghelie, înger fiind, să nu ascultați de el și să fie anatema. Deci toți trebuie să ascultăm voia lui Dumnezeu, poruncile lui din Scripturi și din rânduiala tradiția bisericii lucrată de Duhul Sfânt prin părinții apostolici, prin apostoli, prin sfinți părinți, prin sinoade ecumenice, care au rostuit lucrurile după voia lui Dumnezeu cea sfântă. Iată, îngerul păzitor ne îndeamnă în continuu să facem, iubiți credincioși, faptele cele bune, să facem poruncile lui Dumnezeu, să fim fii ai luminii și ai adevărului și nu fii ai minciunii și a rătăcirii. Dar omul se minte pe sine. Omul vrea plăcerea, omul vrea confortul, omul se identifică cu trupul, vrea lumea aceasta. El singur, iubiți credincioși, își acoperă conștiința și percepe ca ultima realitate lumea aceasta, identificându-se cu ea. Aceasta este o minciună, este o erezie. Dar îngerul vine și îți spune, nu este asta, pentru că pământul acesta va trece. Lumea aceasta va trece și va fi un pământ nou și un cer nou. Îngerul vine și îți spune,
taie cu sabia lui Sfântul Arhanghel Mihail, taie toate gândurile cele rele, omoară pe egipteni și pe toate gândurile cele viclene, îți dă putere ca să fii pecetluit cu harul Duhului Sfânt, te ocrotește, te întărește, te luminează, îți arată calea. Trebuie doar să fii în continuu dispus și să întrebi, de mic să-l învățați pe copil, să zică acest cuvânt, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. De mic să știe copilul, iubiți credincioși, Doamne, facă-se voia Ta pe cum în cer, așa și pe pământ. De mic să învățați copilul ca să vorbească cu îngerul lui păzitor. Îngerul meu păzitor, îți mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ai dat. Scurt, îngerul meu păzitor, învață-mă să fac voia lui Dumnezeu. Îngerul meu păzitor, Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu pentru noi și Sfântul Arhanghel Mihail va tăia toate răutățile din jurul tău, iar Sfântul Arhanghel Gabriel este cel care îți va duce crinul, cum l-a adus Maicii Domnului. Îți va aduce crinul, adică steaua în șase colțuri, te va împlini în umanitatea ta în modul cel mai frumos și cel mai duhovnicesc. Sfântul Arhanghel Gabriel este cel care îți aduce bucuria dincolo de toate aceste aspecte trecătoare. Și atunci iată sabia și crinul, iată ceva foarte dur, tăios, de foc, iubiți credincioși, pe roșu, Mihail, și iată Arhanghelul Gabriel cu crinul alb, pur, deasupra tuturor culorilor, el fiind, de fapt, aducătorul de bucurie, cel care a condus corul la nașterea Domnului, când păstorii au auzit, slavă cei de sus Dumnezeu pe pământ, pace și între oameni bunăvoire. Creștinul ortodox, în aceste dimensiuni, trebuie să-și petreacă viața, iubiți credincioși. Creștinul ortodox trebuie să fie dincolo de toate acestea, pentru că el trebuie să aibă susținători în Duh, pe Arhanghel, pe Înger, pe Îngerul Său Păzitor și pe toate oștile îngerești. Îmi amintesc un călugăr care își făcea canonul de închinăciuni și parcă nu mai putea, parcă era ostenit, parcă era desnădăjduit. Și deodată când se toarce în spate, vede mii și mii de dragi care se luptau cu el numai să nu-și facă canonul de închinăciuni. Și se arată în față mai mulți, zeci de mii de îngeri care se luptau cu toți demonii ca el să-și facă canonul acela de închinăciune, pentru că mișcarea lui duhovnicească mișca universul, așa cum fiecare în parte, iubiți credincioși, exersând lucrarea duhovnicească, noi participăm la lupta dintre îngerii cei buni împotriva duhurilor necurate, șerpi, scorpii și căpetenii care s-au adâncit și au făcut locași prin patimi în sufletele noastre. Astăzi, în ziua Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, vă spunem și vă îndemnăm să vă așezați cu toții în acoperământul Maicii Domnului, dincolo de legiunea Arhanghelilor Mihail și Gabriel. Treceți la legiunea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Urcați-vă mai sus de îngeri. Duceți la acoperământul Maicii Domnului muntele cel cu umbră deasă, Vlaher, naiviți credincioși. Este de fapt lucrarea cea de taină la sfârșitul viacului, unde toți scăpăm sub acoperământul Maicii Domnului. Astăzi, în această sărbătoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, vă îndemnăm să conștientizați că foarte mulți, având înger păzitor, nu ne-am antrenat și încă nu ne antrenăm să ascultăm săgeata din inimă, iubiți credincioși, să arătăm glas, să ascultăm glasul din conștiință când ne spune îngerul, stai pe loc, ne spune îngerul, nu este bine, ne spune îngerul, ia-o în dreapta și nu în stânga, merge înainte și nu fă vreun păcat. Vine îngerul și în continuu îți vorbește. Și iată că îngerul este cel care ține legătura cu Dumnezeu, pentru că Mântuitorul spune, aceștia mici, oamenii, au un înger păzitor care pururea stă înaintea mea să mijlocească pentru ei. Ascultați, învățați să ascultați de inimă, dar inima cea duhovnicească, nu inima păcătoasă, să ascultați de glasul îngerilor care vă vorbește în inimă, în continuu de dimineața și până seara. Dar nici nu te-ai trezit și este un drac înainte mergător care vrea să-ți spune ziua și îți dă altă idee. Nu fă aia, fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Și te deviază și ți-a stricat ziua, acei draci înainte mergători. Dar tu vorbești cu îngerul tău, păzitor, spune, Sfinte, îngerul meu păzitor, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi și ai mutat
toată devierea, ai deviat toată lucrarea drăcească și ai mers pe voia lui Dumnezeu cea sfântă de dimineață. Și ai ajuns la prânz, unde apare demonul de amiază zi să te toropească, să te mureșească. Și iarăși te rogi la îngerul păzitor, la Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, intri în inima ta, te așezi chiar dacă ești copleșit, chiar dacă ești toropit, chiar dacă ești căzut, chiar dacă ești praf și la pământ, te așezi o secundă, intri în inima ta, vorbești cu îngerul tău păzitor, vorbești cu îngerii tăi care sunt, cu sfinții care sunt dragi, vorbești cu prea sfânta născătoare de Dumnezeu și începi să capeți putere din secundă în secundă, te ridici, te restaurezi și ești alt om și prins putere. Și luți până seara când intri în priveghere și iarăși vorbești cu îngerul tău păzitor. Dar există, iubiți credincioși, un înger care este mai aproape decât noi, decât îngerul păzitor. Există un înger cu care luăm contactul și credem și ascultăm de el mai mult decât îngerul păzitor. Acest înger se cheamă, iubiți credincioși, special, vă arăt, se cheamă îngerul digital. Acest înger digital este conexiunea cu sistemul. Îl aveți în telefon și din telefon se va muta în alt dispozitiv mai simplu și din acel dispozitiv se duce mai în creier și din creier se duce mai profund până când se pune pe mâna dreaptă și pe mâna stângă pecete și conexiune prin omul bionic, iubiți credincioși, care este condus nu de Dumnezeu prin îngerul său și prin conștiință, în voia lui Dumnezeu cea sfântă, ce este condus de satana, printr-un sistem demonic, prin îngerul digital, care îți formează o altă conștiință, o conștiință de număr, depersonalizat, practic fiind, este o pseudo-conștiință, te formează să fii o marfă, să fii nimeni și să faci ascultare de drac într-un sistem drăcesc, și îți creează o dependență și o nevoie încât pui mâna pe telefon din 5 în 5 minute pentru că ai conexiune cu îngerul digital și nu cu îngerul din inima ta și acolo are loc mare resetare, o nouă gândire, o nouă strategie, o nouă, de fapt, susținere drăcească și tu ai impresia că dacă nu mai ești în sistem, ești terminat, dacă nu faci ce face sistemul, ești mort. Dacă nu te ancorezi în sistem, n-ai viitor. Dacă nu-ți bagi copilul în toate conexiunile digitale posibile până când ai să ai portofel digital, ai să ai identitate digitală, ai să le ai pe toate digitale și trebuie să luptăm cu această nebunie care duce, iubiți credincioși, la o stăpânire globală. Să vedem care dintre noi va avea curajul la vremea potrivită când aceștia stăpânind lumea, adică cei din taina fără de legii, cu cei care l-au răstignit pe Mesia Hristos, cu cei care își pun oamenilor la putere, la nivele cele mai înalte, cei care sunt, de fapt, ucenicii lui Antichrist, să vedem noi care dintre noi va avea puterea să zică nu. Eu nu intru în digitalizarea aceasta drăcească, nu mi-aduc argumente pentru ca să trădez. Eu nu mai vreau să dau nicio semnătură, nicio pecete, nu primesc, chiar dacă îmi iei copiii de acasă, chiar dacă nu mi-i primești în școală, chiar dacă nu-mi dai voie să intru în magazin, chiar dacă m-ai dus la marginea societății, chiar dacă mă arunci în jocurile foamei, chiar dacă mă bagi în temniță, chiar dacă pierd toți banii, câți dintre noi vor avea curajul să zică nu îngerului digital și să asculte de voia lui Dumnezeu cea sfântă prin îngerul păzitor. Acolo, iubiți credincioși, va fi o cernere foarte puternică, care rămâne, care cade, și pentru aceasta se pregătesc nebunii lumii acesteia, pentru că își pun oamenii lor pe funcții încât ori te încadrezi în sistemul lor drăcesc, ori vei fi exclus, prigonit și toate celelalte, încât nimeni să nu mai poată să mai cumpăra sau vinde fără de îngerul digital. Dar până atunci, antrenați-vă să convertiți tot răul. Adică, dacă tot aveți telefoanele acestea în buzunar, când ai pus mâna pe el, de 100, de 200, de 300 de ori pe zi, sigur să faceți lucrul acesta, când ai pus mâna pe el, spui, îngerul meu păzitor, roagă-te pe Hristos Dumnezeu pentru mine păcător. Și vorbești. Ai închis, mai stai o secundă. Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu pentru noi. Și convertiți și folosiți-l ca un, iubiți credincioși, instrument de aducere aminte, ca o filacterie modernă, tocmai prin ceea ce te atacă
de aceea să te folosești ca să te duci cu mintea la îngerul tău opozitor, te duce dracul un metru la stânga sau la dreapta, tu să revii mai în forță prin rugăciune pe calea cea dreaptă lui Hristos. Deci noi, iubiți credincioși, nu putem și nu ne mai îngăduim, nu ne mai permitem să discutăm la nivel teoretic, ci acum este nevoie de putere, acum este nevoie de trezvie, acum este nevoie de o legătură concretă cu Îngerul Păzitor și cu Sfinții Arhangheli și cu toate oștile îngerești, ca să simți în fiecare secundă ce ai de făcut, încotro trebuie să te duci. Pentru că așa va fi condusă Biserica lui Hristos într-o lume în care va fi apostazie generală, într-o lume în care mai mari ierarhi, preoți, cei prin care trebuie să transmită voia lui Dumnezeu, vor accepta blestematul ecumenism, iar cei care vor fi cu inima curată vor fi conduși direct de îngeri, de porunca lui Dumnezeu, de tradiția Bisericii, de Sfânta Scriptură, de învățăturile părinților, toate adunate într-o conștiință curată, adevărată, și întreb îngerul meu păzitor, ce să fac? Și ai să vezi că îți vorbește. Îngerul meu păzitor, încotro, și ai să vezi că îți răspunde. Și te antrenezi la fiecare pas și vei căpăta acest simț al inimii în care îți spune stai, du-te, așteaptă, mergi, vino și ai să petreci în continuu cu îngerul păzitor. Deci vă îndemnăm în această mare sărbătoare a Sfinților Angel, Mihail și Gavril să convertiți răul de la îngerul digital care vrea să vă formeze prin mare resetare și conexiune drăcească într-un sistem demonic. Folosiți-vă chiar de acest instrument să vă rugați de sute de ori la Îngerul Păzitor ca să căpătați simțul inimii și să facem voia lui Dumnezeu cea sfântă. Amin.